Ceea ce vedem la oameni și la viață este de cele mai multe ori un rezultat al unor experiențe de viață nefericite. Vedem viața prin filtrul traumelor noastre, după stilul comportamental nesănătos pe care îl avem, după felul de gândire mult limitat și din cauza unei societăți imperfecte. Poate cea mai bună recomandare pentru tine ar fi ca, atunci când te gândești la binele și la răul din lume, mai ales cu privire la răul dintr-o persoană, să încerci să înțelegi că ea a ajuns în acest punct fiind o victimă a sorții și nu din rea voință. Dacă vei renunța la etichetele de tip bine și rău, îmbrățișând ideea de a înțelege trecutul omului din fața ta și poate chiar de a-l accepta și empatiza cu acesta, vei fi cu un pas mare mai aproape de a fi om. Rolul oamenilor răi în viața ta. Datorită legii universale care spune că atragi ceea ce ești, reiese că oamenii care sunt în jurul tău sunt oglinzi ale personalității tale. Cei care îți fac răul sunt acolo pentru a te împinge spre o treaptă superioară a evoluției tale. Până la urmă, binele și răul pot fi trambuline pentru evoluția ta. Gândește-te la cei din jurul tău în momentele în care crezi că-ți greșesc și te fac să-ți pierzi încrederea ca un rău necesar pentru evoluția ta. Astfel poți afla din interacțiuni cu ei care sunt vulnerabilitățile tale și poți începe să lucrezi la ele. Binele și răul din viața de zi cu zi. Am putea spune că răul este absența binelui. Asta înseamnă că în viața noastră se pot întâmpla lucruri bune sau lucruri mai puțin bune. Însă, după cum știm din psihologia cognitivă, binele și răul nu iau forma evenimentelor, ci noi suntem cei care dăm o conotație pozitivă sau negativă respectivelor evenimente din viața noastră. Spre exemplu, pentru un șomer, construirea unei fabrici de pâine poate însemna salvarea a lui și a familiei sale. Însă, pentru un ecologist, poate însemna doar poluarea naturii. Tot ceea ce este în jurul nostru capătă o conotație pozitivă sau negativă în funcție de cum suntem noi construiți. Mai exact, de cum ne-am educat mintea să perceapă respectivele lucruri. În realitate, ele sunt de sine stătătoare. Acțiunile oamenilor care aparent îți fac mai mult rău decât bine sunt așa pentru că tu alegi să le vezi în acest fel. Schimbându-ți gândirea și încercând să vezi lucrurile dintr-un alt unghi și într-o mai accentuată profunzime, îți poți da seama că ei sunt acolo pentru evoluția ta. O persoană care ți-a trădat încrederea este acolo pentru a te face mai prudent. O persoană care a abuzat de bunătatea ta este acolo pentru a te face să înveți lecția autoaprecierii, a te valoriza pe tine în primul rând, iar abia apoi pe alții. O persoană care nu acceptă ajutorul tău, deși tu ai intenții bune, te învață că mai întâi trebuie să ai ceva ca să dai ceva și te învață să crești tu prima dată, pentru ca apoi să-i ajuți și pe cei din jur. Știu că aceste cuvinte sunt frumoase și că în realitate este mult mai dificil decât sună, dar am încredere că vei lucra zilnic la noul tău stil de a fi. Binele și răul, o chestiune relativă. Transformarea gândirii durează câteva secunde. Este o modificare de percepție, o schimbare a lentilelor prin care privim. Dacă privim lumea ca și când noi am fi un ciocan, atunci toate lucrurile la care noi ne uităm ar arăta ca un cui. Dacă ne modificăm punctul de vedere și în loc de ciocană considerăm că suntem un șurub, atunci totul ar arăta ca o piuliță. Percepțiile noastre sunt întotdeauna colorate de modul în care noi ne vedem pe noi înșine și de hotărârile pe care le luăm în ceea ce privește binele și răul, a ceea ce este bun și ceea ce este rău, corect și greșit, a ceea ce ne place și a ceea ce nu ne place. O perspectivă științifică. Percepțiile și interpretările noastre sunt cele care ne afectează emoțiile și nu incidentul în sine. Percepțiile și interpretările noastre sunt cele care ne neagă responsabilitatea și găsesc vinovat pe altcineva decât cel din oglindă. Pe cine acuzi tu pentru egoismul tău, pentru dependențele tale, pentru eșecurile tale? Acum e momentul de a nu mai fi o victimă. Acceptă responsabilitatea și îți vei accepta egoismul, dependențele și eșecurile. Totodată vei lăsa să iasă generozitatea, blândețea și dreptul tău divin de a avea totul. O metaforă spirituală. Dacă răul din noi este absența binelui, atunci logic ar fi să mărim binele din noi. Asta înseamnă că trebuie să creștem acele trăsături spirituale și de personalitate atât de mult încât răul să dispară încetul cu încetul. Să creștem încrederea de sine, inteligența emoțională, abilitățile de comunicare și relaționare și așa mai departe.
Aceste lucruri se pot realiza prin diferite metode. Apelul la un psihoterapeut, la un duhovnic, la schimbarea stilului de viață, a anturajului și, poate cel mai important, a exprimării propriei identități, a propriei minți și a propriei existențe. Dacă nu ai văzut videoul despre cele 8 explicații pentru care oamenii sunt răi, ai clipul în partea de sus a ecranului și ne găsim acolo.